Deci voi lua un fir de 50 de grame, 125 de metri și o croșetă numărul 2. Și voi face 10 ochiuri de lanț. Eu nodul îl fac nod. Haideți să vă arăt. Prind aici cu degetul, o dată și a doua oară, după care trag și mi iese un nod, da? Încă o dată. Îl iau pe croșetă, îl prind cu degetul. Așa și așa. Asta sper că știți toți. Sau faceți un nod oarecare. Facem 10 ochiuri de lanț. Eu am să încerc să le fac mai lărguțe, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 ochiuri de lanț am făcut. Vedeți? A ieșit o cosiță. Acum, voi lua lucrarea noastră va avea lățime de 10 ochiuri de lanț. Fiecare lucrare depinde dacă lucrați cu piciorușe scurte. Noi astăzi vom face piciorușe scurte, pentru asta vom face un ochi de lanț. Acest ochi de lanț este ochiul de ridicare, da? Este ochiul de ridicare și nu îl atingem. Acest ochi de lanț îl vom face la fiecare început de rând. Începem dintr-al doilea ochi, dintr-al doilea. Uite de aici. Da? Nu din acest ochi de lanț, din al doilea ochi și începem lucru. Facem piciorușe scurte. Trebuie să avem 10 piciorușe scurte cum ne-am propus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și ultimul loc, 10. Da? 10 piciorușe scurte am făcut. Acum, întoarcem lucrul, da? Îl întoarcem, uite așa. Iarăși facem un ochi de lanț. Acest ochi de lanț care l-am făcut este ochiul de lanț, ochiul de ridicare. Primul ochi de lucru este aici. Acesta este ochiul de lanț. Acesta este ochiul în care lucrăm. De aici începem și lucrăm mai departe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și de multe ori ultimul ochi îl pierdem. Acesta este ultimul ochi, vedeți? 9, acesta este ultimul ochi. Trebuie neapărat lucrat. 10. Luăm un ochi de lanț, da? Ăla de ridicare, neapărat. La fiecare început de rând luăm un ochi de lanț. Întoarcem lucrul. Vedeți ochiul de lanț de ridicare? E, începem dintr-al doilea, cum ar fi. Acesta este primul ochi de lucru, primul ochi din rând. Primul ochi din rând de lucru. Celălalt este de ridicare, el nu se pune. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Am să vă arăt începutul și sfârșitul mai bine. 8, 9,
acum al 10-lea ochi este mai clar, pentru că am făcut ochiul de lanț de la începutul rândului. 9, al 10-lea ochi este aici. Se vede, da? 10. Ochi de lanț, să începem rândul. Întoarcem lucrul și continuăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și al 10-lea ochi e aici. Uite, îl vezi? Este atât de simplu. Iarăși, ochi de lanț, ochiul de ridicare, întoarcem lucrul și continuăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da? Al 10-lea ochi este aici. Iarăși, ochi de lanț, întoarcem lucrul și continuăm. Uitați-vă că iese drept, da? Eu îl văd drept. Mi s-a răsucit un pic lucrul, pentru că e mic. Este un dreptunghi drept. Deci este atât de simplu. Cu câte ochiuri începi, cu atâtea trebuie să termini. Ochiul de lanț nu trebuie numărat ca să facă parte din lucru. Da? Ochiul de lanț acela de început este ochi de ridicare. Dacă lucrați picioruș scurt, lucrarea dacă este din piciorușe scurte, atunci facem un singur ochi de ridicare. Dacă lucrăm cu piciorușe mari duble, atunci lucrarea va avea două ochiuri de ridicare. Da? Sper că ai înțeles. Dacă nu ai înțeles, revii și încercăm altfel. Da? Spor la treabă să ai!